Este o mașină care este între Honda și Toyota când vine vorba despre fiabilitate și mașinile alea care aștept să se strice ca să poți să-ți iei una nouă. Apropo, Corolla este o mașină foarte fiabilă și foarte bine văzută în state. Să vezi episodul după aia, filmată de noi. Îmi place foarte mult linia. Designul nu. Designul e... E o mașină frumoasă. Uite, un simplu detaliu care l-a apreciez enorm. Nu-s fake. Da, 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 da. Deci da, nu-s și fake. Sunt două. Sunt două. Chiar dacă Mazda se vrea marcă premium, mai are până la BMW, Audi și Mercedes. Au proiectat față de ușă cum trebuie. Mazda chiar e BMW-ul Japoniei. Mă aduce aminte de un... Golf GTI pe care l-am avut eu. Exact, GTI. E un reglaj de GTI pe o mașină obișnuită. Ia uitați cu cine suntem aici. Ciao, dragilor! Și să vedeți și ce mașină filmăm. O mașină pe care nu știu nimic. Culmea, nici eu. Dar este o mașină japoneză, veritabilă. Mazda 3, ultimul model. Mașină în stare foarte bună, cu kilometri foarte puțini, pe care ne-a pus-o la dispoziție un urmăritor care a venit și s-a cazat la Cosmin. Care a fost astăzi cu noi pe Coclaur, pe aici, la plimbare, și a zis, ia luați-mă și Mazda asta și spuneți ce vreți de ea. Ceea ce și vom face. Dar... Înseamnă că suntem oamenii exact la ce trebuie pentru tipul ăsta de recenzii, pentru că dacă nu știm nimica, probabil că e o chestie care tot ce... Experimentăm acum la prima vedere, primul contact, prima atingere. Care e foarte important, pentru că în România Mazda a avut și are cota ei de piață și e prezentă, dar nu este prezentă într-un număr impresionant de exemplare. Iar de când cu, să zicem, separarea de Ford... Uite, ce asta nu știam măcar, că s-au separat. Este un plus mare. O să vezi. Este un plus? Mazda se duce spre gama premium. Ah, și okay. o luăm acum la butonat așa. Oricum, o să ne folosim de experiența ta din state, pentru că Mazda este și prezentă da. pe piața americană. Sigur, Mazda este o mașină care, brandul Mazda, este o mașină care este intercalată între Honda și Toyota când vine vorba despre fiabilitate și mașinile alea care le cumpără americanii și nu se mai strică, adică aștept să se strice ca să poți să iei una nouă. Mazda e acolo și ea cu Honda Accord, cu Toyota Camry. Da, deci Cosmin, dar știi ce? Dar vezi, e foarte greu de făcut o astfel de comparație și o astfel de studiu. Eu cred că modelele, atât Honda, cât și Toyota, pentru state, nu prea sunt la fel cu cele europene. Chiar dacă poate că arată la fel, pe anumite, e greu de făcut o astfel de comparație, pentru că nu ai cum să ai acces, să le pui una, trebuie importată cea din state. Apropo, Corolla este o mașină foarte fiabilă și foarte bine văzută în state. Să vezi episodul cu aia, filmată de noi. Adică, eu am filmat-o cu mare drag. O așteptam ca pe copilul mic, ca pe pâinea caldă. Și m-a dezamăgit, adică niște finisaje și niște plastice la ea, un pic mai știi tu ca la ce marcă. Măi, ce pot să zic la prima vedere, din nou, din punct de vedere al unui total necunoscător, e că îmi place foarte mult linia. Designul e o mașină frumoasă și mașina asta este o compactă care concurează cu Golful, cu Skoda Octavia, cu Fordul Focus. Corect. Se face în variantă sedan cu 4 uși și hatchback cu 5 uși. Uite, un simplu detaliu care l-apreciez enorm. Nu-s fake. Da. Da, 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 deci da, nu și fake. Sunt două. Sunt două. Și nu este un supermotor, să zici, domne, avem 250 de cai. Este varianta entry-level ca putere a tehnologiei astea Sky Active. E un 2 litri cu 122 de cai. 2 litri aspirat, ceea ce iar e o raritate. Pentru că foarte mulți alți producători vin cu 1.0 turbo. Exact. Știi? Deci, deja două puncte mari. Designul, faptul, atenția asta la detalii. Portbagaj bun, adânc, spațios, compartimentat. E
Bun. Cauciuc bine finisat, aici unde se îmbină, vedem, nu simțim asperitățile și rigurozitățile alea de la îmbinare. Da, da. Ia uite. A, bine, asta... În gama modernă, ca proporții și ca dimensiuni, eu m-am și urcat în ea și a parcat-o aici, mi s-a părut și în față destul de încăpătoare. Știi ce putem face? Înainte să ne urcăm, să ne apucăm de motor. Îmi place la nebunie mânierul ăsta, că nu trebuie să te mânjești pe mâini când da? Vrei să închizi portbagajul. Mochetă pe... Se mai mișcă, dar este pe partea de închis a haionului, adică unde se mult, foarte mult spun doar plastic. Balamalele mascate în, da, deci, în suporții ăștia. O mică atenție la detalii, deci n-au lăsat fierul ăsta dezgolit pur și simplu. Da, da. L-au mascat. Aici ambinările sunt finisate, bine. Până vine Cosmin, mai butonăm puțin la Mazda asta. Mașina frumoasă și materialele sunt frumoase. Da. Nu e mult frumoasă. Opa. Te-ai închis cu ușa deschisă? Nu cred așa ceva. Imediat vin, brother. Hai, Mazda, închide geamurile. Mă, Mazda, mă, doar pliez oglinzile. Și geamurile, de ce nu le închizi din chei? Nu vrei tu. Scaunul nu se mișcă aproape deloc sau chiar deloc. Ceea ce iar e foarte bine. Textil bun și plăcut la banchete. Mochetă bunicică. E calitate în ea, la părțile astea de care te lovești. E o calitate cam, exceptând plasticele, cam la nivelul Skoda Octavia. Poate chiar un pic peste. Dar chiar dacă Mazda se vrea marcă premium, mai are până la BMW, Audi și Mercedes. Accelerația poziționată cum trebuie. Rar mai vezi așa ceva. Ah. Evident, nu o să intru în prea multe detalii cu tehnologia din acest motor, pentru că este explicată, studiată, aflată de foarte mulți YouTuberi. Însă nu mi se pare o tehnologie simplă, iar fiabilitatea unui astfel de motor nu putem decât să o vedem pe termen lung. Cosmin, poftim microfonul, inspectam pe aici compartimentul motor. Știi ce aș reproșa motorului ăsta? Dincolo de tehnologia care este inovativă, patentată de Mazda, este un pic amplasat prea în față. Peste puntea față mult. Ce-i drept, e un traseu de evacuare pe aici care putea fi dat, dar e mult prea complicat să trebuie practic reproiectat întreg ansamblu ca să-l dai o idee mai în spate, de la o mașină cu tracțiune față și motorul amplasat peste punte. Peste punte transversal, s-ar putea să se simtă un pic în mers chestia asta. Da, o să probăm, o să o vedem la prima. Și are și bateria în față. Măcar dacă ar fi balansat-o cumva cu o baterie în spate. Acelea zone de deformare controlate pe etape, mă rog, mașină modernă, toate stelele la Euro NCAP, sistemele de siguranță. Asta de vorbă de curând cu un băiat care lucrează la
serviciu de ambulanță la alt județ, nu la Dolj. Și mi-a spus niște lucruri foarte interesante. L-am întrebat chestii din astea. Bă, în ce mașini se moare cel mai mult? În ce vedeți tragedii? Și mi-a spus, în toate mărcile, când e vorba de viteză. Corect, așa e, așa e. Adică, și aceea are perfectă dreptate. Chiar dacă o mașină este modernă, făcută sigură, cu toate sistemele, limitele astea ale organismului uman sunt pe la 100 de kilometri pe oră. Corect. Corect. Noi aveam o vorbă în state că de la 50 de mile în sus pleacă îngerul de pe mașină, de deasupra mașinii. Și asta e. Am văzut-o și eu, are dreptate. Dacă aș fi să fac o echivalență la vitezele în kilometri, zic eu că de pe la 70-80 ești la mila. Deja 100. Ai văzut? Oricum, Volvo va limita toate mașinile la 180 de km pe oră. Da. De, bine, deja e oricum e o viteză mare, dar ci că ar fi ultima limită pe care o poate suporta creierul, în cazul în care restul organismului nu ești lovit, nu ai nimic, la lovitură de la cutia craniană, știi? Dar eu nu cred, adică mi se pare prea mult, mult prea mult. Doamne ferește! Și nu numai controlul mașinii în caz că se întâmplă ceva, îți zboară o roată, dai peste o pată de ulei, pierzi aderență, te bate, vine o pală de vânt, pune cineva frână bruscă în fața ta. O grămadă de factori care îți afectează controlabilitatea unui vehicul, de fapt, la peste, cum am zis, hai să zicem 100 de km pe oră. E mult. E mult. Asta și limitele astea de viteze sunt în toate țările cam aceleași. Și highway, și național. În Anglia e 120, mi se pare, pe autostrăzi. În Europa e 130, la noi e tot 130, pe europene 100. Adică cineva le știe. Corect. Faptul că noi călătorim acum și conducem mașini super moderne, super bine închegate, cu foarte puțină, mai ales modele astea mai premium, să zic așa, antifonate fonic, ne face să nu simțim viteza înăuntru atât de mare, dar cu asta nu schimbă fizica. Știu. Situația într-un accident e aceeași. E aceeași, sigur. Hai să ne uităm puțin pe la ea, că știi ce aș vrea să facem? Eu am adus-o aici în parcare și aș vrea să te pun să te urci în spate un pic, să vedem. Pentru clasa din care face ea parte, ochiometric așa e un loc decent, zic eu. E o mașină cu transmisie manuală, la care cam ai nevoie de scaun într-o anumită poziție. La o transmisie automată poți jongla mai mult cu scaunul. Tu bine, ești un bărbat acum, solid, înalt. Scaunul e un pic dat în spate, dar nu sunt nici înghesuit, nu sunt nici super lejer. E ok. Eu am 1,80 înălțime și 115 kg. Deci eu am 181 de centimetri și 110 kg. Deci nu sunt un tip chiar foarte micuț. Dar eu zic că e acceptabil. Drumuri de, știu eu, de 200-300 de kilometri sunt... Până la urmă e o compactă. E o compactă, da. Adică deci... doi tineri și cam atât, maxim doi copii. În schimb, finisajul din nou este... E foarte ok, să știi. Mazda a evoluat mult. E aproape de premium. Deci, sigur, uite-te la acele îmbinări, vinilul respectiv, ce bine lucrat, finuț. Tapiseria, deși e din material textil, e foarte, foarte, foarte fină la atingere. Chiar mă... Și aici, porțiunea asta de consolă, mi se pare, e vinil, se vede clar că e vinil, se simte că e vinil, dar nu unul ieftin, nu unul cheapo, cum se spune în state. Da, deci Mazda a evoluat mult față de generațiile trecute. Dar pe tot asta zic că e o mașină frumoasă. Aici un pic cipoșenie, să zic eu, plasticul ăsta, dar mă rog, acolo ai e... văzut niște Toyote. N-am văzut niște Toyote. Moderne. Bă, dar să știi că plasticul ăsta Euro 6, că eu așa îi spun, e un plastic, e prezent la toți. Serios? E prezent la toți, la toți. Probabil din cauza că mașina trebuie să fie reciclabilă, probabil că este material deja reciclat. Da, asta este lumea în care trăim, ne descurcăm cu ce avem. Hai să vedem cum se aude ușa, dă-i cu ușa. Ok. Ok, e ok. Știi ce ziceam? Hai să ne punem un pic în mișcare. Haide. Să ne plimbăm cu ea puțin pe drumul european pe aici, să vedem ce... Nu cred că este o mașină super rapidă, pentru că nu are foarte mulți cai, dar are
suficienți. Uite, la ieșire, dar asta poate să fie datorită faptului că sunt supraponderal. Ai spus, tu ai spus-o. Ușa este la un, la un nivel un pic mai jos decât cele teutonice. Eu știi ce i-aș reproșa? Bine, ca și mașină, mașină premium, este joasă. Pentru drumuri de România este foarte joasă, mai ales și oarecum vulnerabilă la partea față. Da, compensează foarte mult prin frumusețe. Te invit în dreapta. Este, este o mașină, un design foarte, foarte plăcut. Gata, suntem la bord. Să ne reglăm temperatura. Plăcut sistemul comenzile climei, foarte, foarte simple și intuitive. Un sistem rotativ tot timpul mai fi mai la îndemână decât unul digital de apăsare, pe bază numai de apăsare. Însă nu văd la ea unde este recircularea. Deși ea arată aici că este... Ah, aici era. Îmi plac clapele astea de pian. Oriunde le văd la mașinile astea moderne, îmi plac la nebunie. Da, da, te uiți aici puțin. Adică pe butoanele astea nu scrie, nici nu știu, dacă nu știi, bine, e intuitiv să apeși. Astea fac funcții, dar nu scrie, vezi? N-au nimica, n-au marcaje. E o chestie funny, așa oarecum, mă rog. Bun, ia să-i umblăm pe aici puțin și pe la computerul de bord. Care are un design retro. Care mie îmi place, sincer să fiu. Și mie, pe mine mă duce puțin cu gândul spre piața americană, spre modele americane. Corect. Se vede că e Mazda tinde către mașinile americanilor. Bun, unde ești information? Bun, aici am bord ne arată toată un range de 400. Tu ești... Mă, scaunele sunt, îmi plac. Nu sunt rele, să știi. Ferme, nu se clatină. Eu am manual aici. Deloc, și al meu tot manual. Și la picioare e un pic loc, adică au proiectat față de ușă cum trebuie. Aici, până la urmă, vorbind de o compactă, are niște limite. Cred că la mine încă sunt în stadiu de a căuta computerul de bord. Și... Cred că am reușit. Am reușit? Off. Aha. Hold info to reset. Gata. Îl ascundem și îl vedem la sfârșitul călătoriei noastre. Consumul. Oarecum tare. Tren de rulare tare pe pavajul ăsta. Din spatele Tarabostez Ranch, unde tu îi aștepți pe urmăritorii noștri cu niște burgeri și plimbări off-road și o grămadă de chestii care se întâmplă pe clisură. Arbrizul s-a spart dintr-o pietricică și ești cam la limită cu fisura, îți intră în câmpul vizual. Chiar dacă multora dintre noi nu le... Doamne, asta e, s-a spart, mai pot merge cu el așa. Eu nu, la toate mașinile, dacă am avut parbriz ciupit, zgâriat, n-am pus de top, am pus chiar și chinezesc sau produs de duzină, pentru că, la urmă, e un geam. Contează mai mult cei care îl montează să ți-l pună cum trebuie, dar îți distorsionează imaginea noaptea pe ploaie și poți face accidente. Așa merge, se simte că nu e un motor extraordinar de puternic. Un pic de zgomot de la roți care late, mașină joasă și suspensie oarecum tare. Mazda chiar e BMW-ul Japoniei. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, așa este în denumirea asta, în denumirile fanilor. Nu merge rău, deci nu merge deloc rău.
Mi se pare un pic ușoară și un pic, cum spui, un pic tare, dar nu în sensul de lipire de asfalt, ci tare în sensul de... Da, bineînțeles, eu vin din off-roadere, deci eu vin din... Eu am mai văzut lucrurile astea la Mazda. Mazda face o suspensie tare, dar nu are tăria aia, fermitatea lui BMW și a lui Audi. Corect, corect. Este, eu am mai zis, este aproape premium. Are însă identitatea ei, e o mașină care nu seamănă la mers cu alte mașini. Chiar dacă generațiile trecute au fost comune cu Ford, cu... Asta este a treia generație de Mazda 3, apropo. Ai o mașină cu o bună identitate, dacă vrei să-ți cumperi genul ăsta de mașină. Materiale bune, tehnologie aparte. Acum nu știu dacă un motor mai mic cu turbo ar pune jos puterea altfel. Evident, există mai multe variante de putere ale 2 litriului. Revenind la felul cum se simte, cred că are de a face exact cu ce spuneai tu, cu plasarea motorului prea în față, care cred că i-a forțat să... Spatele ușor și fața grea. Spatele ușor și fața grea, sigur. Și atunci au ridicizat un pic suspensia pe față pentru a putea să... să balanceze cât de cât mașina, mai ales la frânare, ceea ce rezultă în feeling-ul ăsta de rigid, dar nu rigid Audi BMW. În orice caz nu este un feeling din acela teutonic care îl regăsim la, uite, numai ce ne plimbarăm cu Touareg-ul sau... Da, să știi, e o mașină cu identitate aparte. Dacă îți place, adică dacă ai mers cu mai multe mașini și ai ajuns și la asta, poate fi o alegere ca produs. Bă, nu-mi iau ceva să semene cu alte mașini, nici la mers, nici la aspect. Acum vreau o mașină cu propria personalitate. Mie personal nu-mi place, dacă mă întreb. Adică pentru mine nu mă regăsesc în ea. Nu, nu mi-ar fi nici utilă o mașină de dimensiunile astea, nici o mașină atât de joasă. Am avut Audi-ul, dar e o alegere interesantă. Bineînțeles, ca mașină nouă contează foarte mult, și tu știi cel mai bine, prețul la care o cumperi. Corect. Afacerea care o faci cu dealerul respectiv, garanția, dotările pentru banii care îi dai pe ea. Deprecierea? Deprecierea modelelor. Chiar își mențin valoarea de piață? Nu. Nu? Nu. Mazda nu are un public prea mare în România. La fel ca și Honda. Dintre mărcile astea asiatice, Nissan-ul stă cel mai bine văzut, e cel mai bine prezent la publicul român, și Toyota. Dar din nou, este o alegere pentru cineva care vrea o mașină să-i placă cumva și să fie... Deși, exact ce ziceam, se spune că e BMW-ul Japonii, eu o consider mai mult un fel de Alfa Romeo. Adică are feeling, cam așa, are feeling-ul, da, ăla de mașină altfel, da, cu materiale, da, bune, plăcute, cu... Uite, ce mașină mai ai ceasuri de bord în 2020, când toată lumea vine cu virtual cockpit-uri, cu chestii de genul ăsta de... Haideți, doamnă, treceți cu copilul. Aici ai niște ceasuri clasice, analogice. Corect. Care, de fapt, sunt niște limbi, vitezometru, mă rog, nu știu cum sunt făcute exact. Dar e senzația de mașină clasică, cu bord... Clasic, corect. Așa, la viteze de localitate 50-55 merge plăcut. Dar te deranjează un pic trenul de rulare. Se aud roțile pe față. Poate sunt umflate prea tare. Poate nu sunt anvelopele proprii adecvate. Bine, la kilometrii care are mașina, are 19.000 de kilometri, sunt anvelopele ei de fabrică, probabil. Mai mult ca sigur, nu le-a schimbat nimeni. Și aici avem partea asta de șosea care a fost refăcută cu criblură, amprentată, să zic așa, la cald în asfaltul deja existent, și probabil că de acolo avem un pic... Dar știi ce cred? Cred că... Eu revin, eu sunt filmul meu acum, revenind la suspensie. Cred că
atitudinea asta zvelta a ei, care, vorba ta, depinde dacă ne place sau nu, cred că o face să fie foarte, să se preteze foarte bine la un trafic urban agresiv. Da. Nu? Da, eu sunt, uite, acum că am intrat în, în localitatea Moldova Nouă, pe un drum de România. Ia să vedem, un drum de România autentică. Hai, ce tare. Da, e tare, n-ai putea merge mulți kilometri pe un astfel de drum din acesta plombat. Și noi am mers cu viteză mică aici. Și noi am mers cu, da, cu cât am mers, am 40 la oră. La oră, da. Poate cu alte roți. Poate cu o presiune mai, dar nu e în... Mă duce aminte de un Golf GTI pe care l-am avut eu. Exact, GTI. E un reglaj de GTI pe o mașină obișnuită. Da, da, corect. Adică pe aia de 250 de cai, cum eu mai reglez dacă pe asta de 120 ai reglat-o așa? Corect, corect. Dar în rest nu e o mașină rea. Da. Sistemul de navigație are harta cu localitatea Moldova Nouă, cu străzile pe care noi circulăm, șoseaua Dunării. Ceea ce este remarcabil. E remarcabil. Că aici de obicei nu ne găsește nimeni. Nu mă gândesc dacă e în limba română. E în limba română. Scrisul hărții, da. Sistemul, nu. E tot în limba asta. Ia să vedem. Ai ceva despre limbi. Nu? Tot chestie la Volkswagen. Nu poți umbla în setări în mers. A, serios? Îți spune, oprește. Română. Gata, ia uite. Change, așa, domne. Romanian is display only language for Romanian prompts and voice. Yes. Yes. Bun, și s-a mișcat foarte bine. Foarte rapid în... în reacții sistemul. Pe care am putea face stânga? Cred că pe aia e stacația principală, da, nu? Da. Îmi place cum se aude asta, așa, foarte... Semnalizarea, foarte... Da, deci are multe lucruri de mașină premium, multe lucruri, dar, o mașină premium se cam pretează oricărui fel de... Asta e și unul din secretele mărcilor premium. Plac oricui. Cât e prețul la ea? Nu știu, sincer nu știu, dar nu cred că este ieftinuță. Diferă și la ei echipări și chestiile astea, motorizări și așa mai departe. Dar e de apreciat spațiul interior, mai ales pentru locurile din față, care la compacte se știe că nu l-au materialele. Și mersul aparte. Nu e cel mai bun mers, dar este un mers aparte. Hai să ne îndreptăm spre Tara Bostez Ranch, unde îi aștepți și la... Și în a doua jumătate de vară, cu plimbările pe off-road, cu plimbările pe Dunăre, cu mâncare extraordinară. Sigur că da, dragilor, mai avem încă două luni, o lună jumate, hai să zicem, din sezonul ăsta în care se pot face încă chestii aici pe Crisura Dunării și la Coronini. Oricum e de apreciat Mazda și mai ales modelul ăsta, că într-o lume în care toți migrează unii spre alții, le amestecă, te nu mai știi ce mașină e, are propria identitate, atât vizuală cât și cum merge așa ca mașină. Fascinația românilor pentru marca BMW e impresionantă.
bună vizibilitate aici, încă suntem în afara localității. Pe bună vizibilitate, oglinzile sunt puse bine în spatele, mult în spatele montantului, pe ușă, nu ai un unghi mort. Și geamurile laterale, stâlpii nu sunt foarte groși. Îți dă, ai deschidere bună, adică ai un câmp vizual care nu ai mare lucru să facă unghiuri moarte și zone obstrucționate. Head-up display. Dar mult, mult prea tare pe parte de arcuri. Adică efectiv tare rău și aici deja vorbim de un asfalt bun. Nu raportat la țara noastră. Da. Cum am zis, cred că are de a face cu plasarea motorului mult, mult în față și apoi încercarea de a compensa prin rigidizarea suspensiei pe față. Spate ușor. Foarte ușor chiar. Și toată mașina, să știi că nu e o mașină, nu e grea. Probabil m-am lucrat sigur și Mazda folosește materiale moderne și atent studiate când să ai o mașină ușoară, pentru că tehnologia asta, Mazda s-a agățat de tehnologia asta lor pe benzină, susținând sus și tare că ei au un CO2 scăzut, nu au nevoie de motoare turbo și sunt la același, poluează la fel, la fel de puțin cum poluează și ceilalți, folosind tehnologia clasică a motoarelor aspirate. E foarte greu, zic eu, în noua asta era a materialelor eco și așa mai departe, a minimalismului, să mai dai feeling-ul ăla de mașini grele mașinilor care sunt, să zic așa, de dimensiuni clasă medie sau compacte, cu atât mai mult compacte. Compactele astea sunt cam cele mai răspândite în Europa. Până la urmă, Golf-ul a dat tonul, ceilalți l-au urmat. Dar vezi că e interesant, din afară nu pare compactă, pare un pic mai mărișoară un pic. Faptul că e un sedan, știi? Și un sedan plăcut, frumos chiar. Da, corect. Îmi place la nebunie sunetul de la semnalizare. Parcă ești într-un Murcielago sau ceva de genul ăsta. Mai să parcăm aici în acest Renault. Ba nu, trebuie să parcăm aici să facem poză. Da, să. Așa, și pe urmă mergem la spate și pe urmă parcăm de tot. Să facem o poză de cover amândoi. Bun. Îi mulțumim domnului care ne-a pus-o la dispoziție. Înainte să oprim filmarea, să ne uităm pe aici la ce cifre de consum am obținut. Și așa cum am mers noi cu ea, adică de la pensiunea Tarabostes în orașul Moldova Nouă și înapoi, 6.1-6.2 ne arată pe consumul de bord. Nu știu, e mult, e puțin. Pentru puterea și dimensiunile ei, cred că e un consum acceptabil. M-aș vrea să fie un pic mai mult pentru tehnologia asta, dar, mă rog, nici n-am mers prea mulți kilometri cu ea ca să se stabilizeze cumva, iar consumul cu adevărat la orice mașină nu-l vei afla decât făcând plinul, parcurgând niște kilometri, refăcând plinul și cu regula de 3 simple, făcând calcule. Cosmin, curge Dunărea pe navigație? Opa, uite, chestie nouă. Deci foarte tare. Deci e o chestie nouă. Ia uitați, deci, dragilor. Foarte tare chestia asta. Fii atent că apare și Ostrovul, domne. Deci treaba e... Da, sunt niște hărți updatate, văd. Drum fără nume. Curge Dunărea, domne. Foarte tare. Ar trebui să o luăm pe off-road, să vedem dacă, mai ales cu gențile astea. Și cu șasiul ăsta, cu reglajele astea. Să vedem dacă mai apare și acolo, avem detalii de la... Da, apropo, știi că noi am vorbit mai devreme despre Amarok și Ford Ranger. Știi că există o Mazda BT50 care este tot un Ford Ranger?
Nu, parcă știi, da, știam de pick-up track-ul lor, da. Vezi, Ford a mai făcut bine. Dar nu știam că e bazat pe Ranger. Păi nu poate fi pe altceva. Pe altceva, corect. Bun, asta fiind spus. Mai au, scuze că te întrerup, mai au Maverick-ul în America, mai micuț decât Ranger-ul. Ford-ul. Da, așa. Un pick-up truck, s-ar putea să fie bazat pe ăla respectiv. Ne spun urmăritorii noștri în comentarii. Așa. Ce să mai, asta a fost un episod pur întâmplător, l-am făcut amândoi, eu am venit la Cosmin să ne vedem, să filmăm pe aici, domnul care a venit și el tot, care este cazat aici, ne-a pus mașina la dispoziție, o mașină interesantă, care place ochiului, place, te simți bine în ea. Acum, nu știu ce să zic, pe Cosmin îl găsiți pe Iron Gates Adventure, like, share, subscribe, pe mine mă găsiți pe aici. Nu mai am loc în lista de prieteni de Facebook, dar am pagina Automastership by Mihai Popescu, Instagram-ul, mail-ul. Și mă găsiți, care vreți să-l luați de către cumva mă găsiți, cumva. Bye bye, să ne vedem cu bine. Ciao, dragilor.